Salut, sunt T34 și în episodul ăsta o să fac un tutorial despre cum să faci un beat trap în Fruity Loops 12 în 2017. Bun, deci întâi vă trebuie o grămadă de pack-uri ciordite de trap, da? De sound-uri. După aia trebuie să luați aici un kick. Eu iau Lexiu. Bun, trebuie să faceți, stați, am uitat, trebuie să dai BPM-ul la 140 și trebuie să faci ceva de genul, așa, așa, după aia așa, și auziți cum sună numai, rupe deja, după aia trebuie să iei acolo un snare, un clap, ce, îl iau pe ăsta, trebuie să pui, uite așa, după aia le pui așa frumos în playlist și dai play să vezi cum sună. Ok, deja rupe. După aia iei un hi-hat open așa frumos, îl pui acolo, dai așa, deci cel mai important e, trebuie să-l faci neapărat stereo, gen așa. Bun, după aia trebuie să pui chestia asta, nu știu cum se numește, nu știu nici să citesc și să faci exact la fel. Numai că aici nu-i musai stereo. Și după aia trebuie basul. Îl iau pe ăsta. La bas trebuie să știți întotdeauna, trebuie să pui, uite așa. Ultima notă trebuie să fie foarte sus. Bun, deja rupe basul. Play. După aia, ești pielea puli în trap dacă nu știi să faci o chestie de asta, ni. Auziți numai hi-hat-ul. Ok, am îl punem acolo. Deja mi l-ar cer și Future în pula mea și Liluziver. După aia trebuie să pui acolo instrumente. Nu știu să lucrez în Nexus, deci pula mea. Și trebuie să fie cât mai originală. Stai totuși că-i dau mai sus cu gamă. Așa, și după aia puneți chestia asta de minim două ori. Numai că ultima dată trebuie să modificați gen așa cumva. Și bun, deja rupe. Să punem pe drum beat. Și bun, și ăsta a fost tutorialul. Acum vă las cu rezultatul final.